Copiii de la Casa Policino s-au obișnuit deja cu vizitele primarului Tiberiu Iacopriții, care nu odată le-a pregătit masa. În Joia Mare însă, primarul, însoțit de soția sa, au venit să dea o mână de ajutor. Au fiert ouă, au pregătit vopsele și, mai apoi, le-au vopsit, iar asta i-a încântat pe toți copiii. Ce ai de gând să faci azi aici? Să pictăm ouăle pentru copiii cu dizabilități. Cum vei face tu asta? Cu acoarele și cu pensula. Cu culori și cu pensule. Și te-ai gândit la vreun model special? Nu chiar. Te-ai gândit tu? Mă mai gândesc încă. Dar de acum am câteva modele. Ce simbolizează acest ou pe care ai să-l pictezi tu? Înviere. Învierea lui Iisus și câteva modele popurale. Ce faci cu aceste ouă? Le vom picta în forme, de inimioare, de toate. Ești pregătit? Da. Ce a trebuit să se întâmple întâi cu ouăle? Să le fierbem, să le scoatem la răcit și după aia să le pictăm. Tiberiu Iacobriții ne-a declarat că a venit cu toată plăcerea la o astfel de acțiune, mai ales că a stabilit, de-a lungul anilor, o anume relație cu toți copiii de aici. Sunteți din nou alături de acești copii, așa cum v-am mai găsit și în alte situații similare. Pentru ce ați venit azi? Azi avem o acțiune foarte importantă pentru cei mici, vopsim ouăle împreună și vedeți ce mare bucuria ca ei să facă această operațiune foarte interesantă și plăcută în același timp. Și Monica Iacopriții a dat o mână de ajutor și, împreună cu cei mici, a vopsit ouă, i-a ajutat să picteze și s-a bucurat alături de ei. Pentru că este Joia Mare și pentru că se vopsesc ouă, am vrut să le facem o bucurie copiilor de la Casa Policino și să vopsim ouăle împreună cu ei. Este un moment emoționant și pentru noi și o mare bucurie, pentru că și noi avem un copil și realizăm ce este în sufletul acestor copii și cât de bucuroși sunt că într-adevăr cineva le acordă atenție. Și știu că pentru un copil este cel mai important lucru să nu se simtă singur și să se simtă și ei că pot să ajute. Și noi încercăm să ajutăm și ei acceptă ajutorul nostru și până la urmă este o bucurie pe care am încercat să le facem copilor, dar și ei ne-au făcut nouă bucuria de a ne primi cu căldură. Acțiunea, una simplă și care îi ajută pe toți copiii să socializeze, a fost un succes. Toți au avut de câștigat câte ceva și fiecare va avea acasă un nou pictat de el așa cum s-a priceput. Acțiunea de astăzi este o bucurie pentru noi să reușim în Săptămâna Mare, așa cum s-a pomenit dintotdeauna, la, cel puțin la noi, la români, în Joia Mare, să colorăm, să înroșim ouăle pentru Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului. După cum vedeți, participarea este totală, toți copilașii participă cu entuziasm la această activitate. Este o activitate pe care noi o realizăm în fiecare an în Joia Mare și copiii o așteaptă și o primesc de fiecare dată cu același entuziasm. Pentru că noi dezvoltăm două activități în Casa Policino și anume asistăm pe timp de zi copii cu dizabilități și asistăm copii cu risc de abandon familial și sau școlar. Deci avem copii, unii dintre ei cu limite în acțiune și activitate, iar alții în capacități chiar superioare. Și atunci, ca de fiecare dată, încercăm să completăm, să ne completăm unii pe alții și este o demonstrație clară că se întâmplă foarte ușor. Copiii pot face, într-adevăr, lucruri nemaipomenite. După cum se și vede, toți copilașii au reușit să coloreze câte un nou ușor, iar acum va urma o altă etapă în care ei le vor personaliza fiecare cât va putea și cum va putea. Și cei mai măricei îi vor ajuta pe cei cu capacități limitate. Veți vedea că activitatea va decurge absolut firesc. Tradiționalele ouă de Paști vor fi servite la masa pascală de toți copiii care, cu siguranță, se vor bucura fiecare de creația lui.